Am văzut și eu punctul de vedere al comisiei. Este ceva ce ne așteptam, este ceva ce spun de mai multe zile. El spune că pentru consumatorul non-casnic, 1 ianuarie 2015 este data la care piața trebuie liberalizată, iar pentru populație, atenție, în punctul de vedere se spune că se așteaptă de la autoritățile române ca în luna ianuarie să discutăm un nou calendar de liberalizare. Nu în luna ianuarie. În răspunsul pe care îl avem noi nu e precizat acest termen. Comisia Când vor veni la București următorul prilej? Acest lucru înseamnă că actualul calendar care se termina în 2018 va fi înlocuit cu unul care se va termina în anul 2021. Am obținut 2 ani și jumătate în plus pentru populație. Vor fi creșteri de preț mai rare și la un nivel mai mic. Este, cred că, un lucru bun pe care l-am reușit pentru consumatorul casnic din România. Incredibil. Și mă bucur de acest lucru și aștept să negociem niște termeni cât mai buni pentru acest calendar. Domnule ministru, l-ați nedumerit pe domnul deputat Iancu, care nu știe dacă dumneavoastră ați obținut. Domnul deputat Iancu este nedumerit de ceva timp. N-am nicio vină că dânsul meu este ministru al energiei. Știu că își dorește lucrul ăsta, poate o să fie, poate nu o să fie niciodată. N-aș vrea să intru într-o dispută politică. Dar lămuriți-ne, domnule ministru. Nu se poate. Trebuie să totuși, seria de minciuni trebuie să se oprească. Chestiunile astea cu ministru, cu neministru, astea sunt povești când nu mai avem argumente. Întrebarea crucială este următoarea. Dumneavoastră, domnule ministru, ați rezolvat problema aceasta cu prelungirea calendarului sau Parlamentul României? Domnule, cu dumneavoastră ați făcut niște afirmații extrem de calomnioase. Nu, sunt adevăruri, stimate domn, eu știu că deranjează adevărul, deranjează când vi se adresează, asta e adevărat. Lăsați adevărul că nu sunteți dumneavoastră cel care să vorbească de adevărul. Întrebarea este următoarea, dumneavoastră ați prelungit calendarul sau Parlamentul României? Domnul Iancu. Aveți răspuns la această întrebare? Ca să lămurim și cu minciuna și cu adevărul. Haideți să vedem răspunsul. Domnule ministru, cine? Pentru aceste afirmații calomnioase pe care cine a rezolvat problema, dumneavoastră sau Parlamentul? Și atunci am rezolvat și problema cu minciuna. Într-un mod incorrect, deci pentru aceste declarații calomnioase o să ne întâlnim în instanță. Asta când nu aveți argument, dar aveți un răspuns la îndemână, în două secunde. Cine a rezolvat prelungirea calendarului, dumneavoastră sau Parlamentul României? Domnul Prelipceanu. Vă rog, vă ascultăm. Am vrut să vă dau o răspunsă dumneavoastră. Răspunsul comisiei este unul bun, este pentru populația din România. Mă bucur acest lucru, este ceea ce spun de ceva timp. M-am luptat pentru acest lucru cât am putut de mult. Mă bucur că se va întâmpla așa, să negociem niște termeni cât mai buni, în așa fel încât populația din România să fie într-o poziție bună în tot acest parcurs de liberalizare. Bun. Vă mulțumesc. Domnule ministru, dar ne-ați lăsat cu o întrebare fără răspuns. Vă rog. Întrebarea fără răspuns este cine a negociat cu Comisia Europeană o schimbare a calendarului, dumneavoastră sau Parlamentul? Păi, cine a rezolvat problema, nu cine îl aveți pe domnul profesor Pârbulescu la masă. Comisia Europeană în toate țările membre ale Uniunii Europene este un lucru absolut valabil în toate cazurile, discută cu guvernele. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o emisiune. Și unde vă este răspunsul de la Comisia Europeană, stimate domn? Cine a rezolvat prelungirea calendarului până în 2021? Că ați spus și în această emisiune că ați rezolvat-o dumneavoastră. Domnul Iancu, răspunsul l-au prezentat colegii de la Digi pe burtieră. Citiți-l, domnul Iancu. Mulțumesc mult, o emisiune frumoasă. Deci este...